Cu o înălțime de peste 10 metri, turnurile cetății au o construcție solidă, zidurile având o grosime de 1,5 metri la bază și aproximativ 1 metru la vârf. Cetatea a avut un rol important în stoparea expansiunii otomane, de acolo și numele Tricule, care înseamnă în limba turcă trei turnuri. Legenda spune că a fost construită din pietrele unui munte situat la 11 km distanță, iar oamenii au ajutat la realizarea ei dând din mână în mână materialele necesare construcției. Importanța istorică a cetății o dă faptul că, deși turcii își doreau cu ardoare să ajungă în vestul Europei, nu au reușit totuși să o distrugă. În ciuda faptului că a fost înecată de oameni cu trecerea timpului, o parte din cetatea Tricule încă se ține mândră pe picioare. Că în prezent se pot observa doar cele două turnuri care formează cetatea, turiștii pot vedea însă în perioada de secetă, când apele Dunării scad, și baza celui de-al treilea turn, acesta fiind înghițit de fluviu în urmă cu aproape 100 de ani. Moștenirile culturale, naturale și istorice ale comunei Jvinița întăresc industria turismului local, crescând astfel anual numărul turiștilor în această zonă.